După ce timp de 27 de ani Claus Iohannis a ținut blocat la liceul din Sibiu, unde a predat postul de profesor, uh, tratând practic, tratându-i pe copii cu dispreț și de asemenea tratând cu dispreț corpul profesoral, după ce s-a pensionat, uh, de la acest liceu, iată că s-a gândit să-l premieze, să-i acorde cea mai înaltă distincție acordată de instituția prezidențială vreunei școli. Și asta în condițiile în care liceul de lângă Brucantal nu s-a distins prin nimic de-a lungul timpului. Nu are nici cei mai mulți olimpici, nu are nici cei mai mulți absolvenți care au ajuns la universități de prestigiu din lume, pur și simplu nu a performat în niciun fel.